De ziua independenței Ucrainei, așa cum anticipau oficialii de la Kiev, Kremlinul și-a intensificat acțiunile de teroare aeriană. Numeroase orașe aflate departe de linia frontului au fost atacate cu rachete. Trupele ruse au bombardat o gară din regiunea Dnepropetrovsk, atac soldat cu zeci de morți și răniți. Noaptea trecută, câteva explozii au răsunat și în regiunea Kiev. Cea mai fierbinte zona a frontului în continuare sunt regiunile Donetsk și Lugansk, acolo unde invadatorii ruși încearcă să înainteze. Între timp, potrivit unor imagini din satelit publicate de britanici, rușii au ascuns blindate lângă reactorul 5 de la centrala nucleară din Zaporojie. În regiunea Harkov, invadatorii au tras din tancuri, tunuri și lansatoare de rachete de-a lungul liniei frontului. Numeroase atacuri cu artilerie au existat și în alte regiuni ucrainene unde se duc lupte. Potrivit statului major ucrainean, agresorul continuă să depună eforturi pentru obținerea controlului deplin asupra Donbasului. În ultimele 24 de ore, rușii au întreprins asalturi în cel puțin 3 direcții. Tentativele însă au eșuat, iar atacatorii au fost țiliți să se retragă. Zeci de localități au fost lovite de obuze. În unele cazuri, rușii au folosit și aviația. Ocupanții ruși au avut grijă ca ziua independenței să fie cea mai neliniștită zi pentru cetățenii Ucrainei de la începutul invaziei. Alarma aeriană a răsunat de 183 de ori pe întreg teritoriul țării. Forțele Kremlinului au lansat mai multe rachete asupra așezărilor civile. 6 explozii au răsunat și în regiunea Kiev, fără însă a produce victime și pagube importante. Cel mai sângeros incident a avut loc ieri la o stație feroviară din regiunea Dnepropetrovsk. Bilanțul atacului cu rachetă din localitatea Chaplino indică cel puțin 25 de decese, dintre care 2 copii, unul de 11 și altul de 6 ani. Alte peste 30 de persoane au fost rănite. Președintele Volodymyr Zelensky a condamnat atacul rușilor și a dat asigurări că răsplata pentru masacru nu se va lăsa mult așteptată. Nu există astfel de bombe care să spulbere libertatea și nu vor exista vreodată rachete capabile să frângă voința poporului care crede în sine. Chaplino este durerea noastră. Cu siguranță îi vom face pe ocupanți să răspundă pentru tot ce au făcut și cu siguranță îi vom alunga pe invadatori de pe pământul nostru. Nici o fărâmă din acest rău nu va rămâne în Ucraina noastră liberă. Ultimul raport al Coaliției pentru Muniții cu Dispersie a constatat că de la începutul invaziei Ucrainei, aproximativ 700 de civili au fost răniți în urma utilizării de către ruși a unor astfel de muniții interzise prin tratate internaționale. Kievul vrea crearea unui tribunal internațional pentru a judeca agresiunea și crimele Moscovei. Între timp, trupele ruse au poziții bine întărite în regiunea orașului Herson. Ucrainenii pregătesc o contraofensivă în această zonă, însă deocamdată nu au suficienți luptători și echipamente militare pentru a-i forța pe agresori să se retragă din regiune. Au ripostat masiv după ce i-am atacat. Rușii au foarte multă muniție. Au bombardat din nou și din nou. După cum puteți vedea, acest teren este plat. Nu prea este loc pentru manevre. Există foarte puțină acoperire. Oamenii încearcă să părăsească zonele aflate sub bombardamente, iar cei care nu se încumetă să-și lase casele abia deși stăpânesc lacrimile când sunt întrebați cum se descurcă. Învățăm copiii ca să poată cunoaște lumea. Îi învăț despre toate lucrurile minunate ale vieții. Dar e foarte greu cu un astfel de război care i-a forțat pe oamenii noștri să fugă. Elevii mei sunt acum împrăștiați prin toată țara noastră. În orașul Energodar, ocupat de ruși, unde se află centrala nucleară Zaporojie, după noi bombardamente, nu mai există alimentare cu apă și electricitate. În consecință, fără curent electric au rămas Melitopolul și Hersonul. Ministerul Britanic al Apărării a publicat astăzi imagini care ar arăta blindatele rusești parcate la 60 de metri de reactorul numărul 5 de la centrala nucleară de la Zaporojie. Această centrală este ocupată de forțele armate ruse din luna martie și a fost de mai multe ori ținta unor bombardamente. Rusia și Ucraina se acuză reciproc de atacuri.